De mâine, banii dați în plus de stat pentru programul Prima Casă vor fi puși la dispoziția 15 bănci. Ministerul Finanțelor Publice a aprobat alocarea 500 de milioane de lei, sumă totală cu care a fost suplimentat plafonul de garanții pentru Prima Casă. Hotărârea privind suplimentarea plafonului total de garanții care pot fi emise anul acesta în cadrul programului a fost adoptată de guvern la sfârșitul lunii septembrie. Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului Prima Casă, aflate în diverse stadii de aprobare și preaprobare la bănci. Plafonul de garanții pentru acest an a mai fost suplimentat odată în luna mai, tot cu 500 de milioane de lei.